Vreau să vorbesc puțin despre cele două, cele trei raiuri și cele două grădini. Încep cu raiurile. Cele trei raiuri și cele două grădini. E foarte important să înțelegem lucrurile acestea, pentru că dacă nu le înțelegem, vom putea regreta o veșnicie. Vedeți, în Scriptură, când vorbește Biblia, reduce tot ceea ce e mai frumos, ce e mai curat, ce e mai deosebit, tot ce este mai bun, mai sfânt, mai minunat, mai glorios, mai deosebit, nu știu cum să mă exprim, dar tot ceea ce este mai bun, Dumnezeu ia și reduce la trei raiuri. Trei raiuri. Un rai nu mai există, unul din ele nu mai există, altul este prezent și al treilea va veni. Și vreau să vi le amintesc și dau versete biblice, pentru că doar le punctez și vreau să vedem niște tehnologii care lucrează ascuns în inima și în mintea oamenilor, pentru că aici vine diavolul și ne lovește foarte tare. Primul rai este raiul sau paradisul material. Geneza, capitolul 2, cu versetul 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Raiul acesta nu mai există. Nu mai există. Și o să vedem imediat de ce nu mai există. Al doilea rai, pe lângă cel material, este raiul psihologic. Acum se vorbește mult astăzi despre psihologie și deja ne-am săturat și auzim de psihiatrie și ne speriem. Dar nu trebuie să ne speriem, pentru că raiul psihologic are de-a face cu o conștiință bună. Și vreau în favoarea acestei idei să aduc înaintea dumneavoastră două versete. Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Să vedeți unde este raiul acesta psihologic și există. Matei 5, cu 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem inimă curată. Și un verset mai aproape de adevăr sau de ideea noastră este în Luca, în capitolul 17, versetul 20-21, ca să înțelegem. Farisei l-au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu și Hristos se uită la ei și le spune: împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Și împărăția lui Dumnezeu nu se va zice despre a uite-o aici sau acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este unde? În lăuntrul vostru. Fraților și surori, raiul care l-a pierdut primul om, și anume grădina Edenului, Dumnezeu a venit și prin jertfa lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt a adus raiul în inimile noastre. Lăudat să fie Domnul! Amin. Și dacă inimile noastre sunt o grădină a Domnului, atunci dacă noi ne adunăm aici și suntem 100 sau suntem 200, Dumnezeu a adus aici 200 de raiuri în miniatură. Și atunci casa lui Dumnezeu este raiul în care se prezintă Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și nu mai vine răcoarea zilei, seara sau dimineața, ci El vine ori de câte ori îl chemăm. Mare Dumnezeu avem, laudă Lui! Și apoi este al treilea rai. Și despre raiul acesta vorbește cartea Apocalipsei, încă noi nu l-am văzut, el există. Pe pământ, din punct de vedere temporal, n-a apărut, dar există, e în veșnicie. Apocalips, capitolul 21, versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, cerul din tâi, pământul din tâi au pierit, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu. Și apoi în 22, în capitolul 22 din Apocalipsa, ne descrie ce este acolo. Mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristaluri, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului în mijlocul cetății. Și vorbește aici multe lucruri și lucruri deosebite. Deci sunt trei raiuri. Trei raiuri. Tot ce este mai bun
Dumnezeu a redus la cele trei rai. Ce era mai bun din punct de vedere fizic, material, pământesc, a redus la raiul din grădina Edenului. Ori într-o zi s-a întâmplat ceva și raiul acesta a fost șters de pe fața pământului, a dispărut. Sunt oameni astăzi, oameni de știință, care scriu. Este o carte, Grădina Desfătărilor. Și autorul tratează despre rai. Câte s-au spus de-a lungul vremii, în 2000, 3000, 4000 de ani de istorie, de când avem tot felul de scrieri. Și a scris și el acolo și a făcut mai mult o recapitulare. Că raiul ăla nu mai există. Nu mai există. Ori, de ce nu mai există raiul acesta? Din cauza primei grădini. Spuneam că vorbim despre trei raiuri și despre două grădini. Și ne apropiem foarte, foarte, foarte mult de subiectul serii noastre. Foarte important subiectul acesta. Pentru că nu titlul care l-am dat despre cele trei raiuri și cele două grădini e important, ci total altceva. O să vă spun imediat. Grădina aceasta, primul rai, și anume grădina Edenului, a devenit o grădină a morții. Prima grădină. Grădina morții. De ce a devenit grădină a morții, ne spune foarte clar în capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum sunt tot felul de teorii. Că șarpele era satana. Că diavolul a intrat în șarpe. Că diavolul a venit și numai și-a luat o formă de șarpe. Că nu există șarpe care să vorbească. Și mai departe. Sunt teorii. Aici spune foarte clar, șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului și el a început să vorbească cu femeia. Bineînțeles că diavolul în Scriptură de multe ori ia chip de animal sau chip de om. Aici ia chipul șarpelui, în altă parte ia chipul voievodului Tirului, se vorbește în mod simbolic poate, dar ceea ce ne interesează este că prima grădină sau primul rai a dispărut, a devenit o grădină a morții. Șarpele ăsta era șiret, culmea că cineva îl traduce, era prudent. Și acum trebuie să ne gândim unde este limita dintre prudență și șiretenie. Dar șarpele ăsta șiret, prudent, vine la un moment dat înaintea femeii și lovește acolo unde nu te aștepți. De ce? Dacă se ducea la om și spunea, cu adevărat, au zis Dumnezeu să nu mâncați. Păi uite așa și așa. Se uita omul la el și cu logica lui și cu urechea lui care l-a auzit pe Dumnezeu într-o zi, îi spunea, știi ceva? Îmi pare rău. Pleacă de aici și să nu te mai văd. Dar au mers la femeie pentru că a mers la femeie pe linie logică. Și a încercat să o lovească pe femeie pe linie logică și a reușit. Ce părere ai ca soțul tău și cu tine, familia voastră, să fie ca Dumnezeu? Extraordinar! Pe voi l-ați văzut pe Dumnezeu? Nu l-am văzut, dar l-am auzit prin grădină. Uite, voi puteți să ajungeți undeva mai aproape de adevăr. Ce părere aveți? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul oprit? Se uită ei și femeia începe să vorbească. Și culmea că soțul ei era lângă ea, spune versetul 6. Nu era în altă parte. Era lângă ea și femeia vorbea și începe să discute cu șarpele. Și la un moment dat șarpele îi lămurește și amândoi cad. Și din momentul în care ei au căzut, a dispărut grădina Edenului sau raiul dintâi. A dispărut. Au apărut pietrele, au apărut burienile, au apărut animalele care se sfâșiau una pe cealaltă, unul pe celălalt. A apărut durerea. Probabil când au fost izgoniți din Eden, au văzut prima oară, a văzut Adam cum curge sângele, cum un lup își înfige colții în gâtul unui miel și îl sfâșie în fața lui. Și s-a îngrozit și a zis, extraordinar, n-am crezut că o să ajung până aici să văd ce înseamnă grădina morții. Mi-aduc aminte că am citit undeva într-o cărțulie
că doi copii stăteau undeva pe un pod, au intrat și ei la o biserică, așa, au auzit o întâmplare, au auzit un text biblic citindu-se, au auzit o explicație, au auzit despre Adam și Eva și stăteau, acum erau cerșetori, stăteau pe marginea unui pod și vorbeau unul cu celălalt, un băiețel și o fetiță, cred că erau frați. Și au zis, dacă eram noi în grădina Edenului, noi nu ne lăsam păcăliți de șarpe. Dar cum? Tu te lăsai? Nu, o zis fetița. Da, tu. Te lăsai? Nu, dar cum să nu? Dar noi suntem speciali și deosebiți. Și trecut pe acolo un om și aude discutând. Și le spune în felul următor. Știți ceva? Vreau să vă pun la probă. Să văd dacă voi ați fi căzut sau n-ați fi căzut la examen în grădina Edenului. Și a luat pe amândoi și a dus la el acasă. Le dă o cameră, confort, tot ce le trebuia. Mâncare le servea la pat și au zis, puteți sta aici toată viața dacă vreți. Dar vă pun la probă. Uite aici o cutiuță, vedeți cutiuța asta? O vedem. Asta să nu o deschideți, dar niciodată să nu o deschideți. În momentul când voi ați deschis-o, ați ieșit de la mine din casă, așa cum a ieșit Adam și Eva din grădina Edenului. Acum au stat ei acolo o zi, două, Doamne ferește, ne atingem de cutiuța aia, că ajungem iară pe stradă, nu? La un moment dat, fetița se apropie de el. Mă, că femeile sunt un pic mai curioase așa. Dar nu toate, că sunt și bărbați curioși. Și se apropie de el, mă, oare ce e acolo, mă? Ce taci, că ieșim de aici și ne dă afară. Mai trece un pic, o oră, două, trei. Mă, dar totuși, mă, dar ce e acolo, mă? Auzi, știi ceva? Vezi ușița aia de la cutiuță? Stăm acolo, uite, eu stau cu mâinile așa. Și tu numai puțin deschis să vedem ce-i înăuntru. Și dacă e ceva înăuntru, eu prind repede și am rezolvat situația. Și rămâne tot înăuntru și o să fim cu curiozitatea satisfăcută. Bun! După multe discuții, tratative, s-au apropiat de cutiuță. Deschide puțin celălalt cu mâinile să prindă și un șoricel s-a stricurat și a dispărut. Și a venit stăpânul. Și a zis, hai să văd, astăzi a trecut proba sau n-a trecut-o? Și vede cutia goală. O, nu sunteți mai buni decât Adam și Eva. Afară. Nu scos afară. Vedeți, fraților și surori, de multe ori când noi îi învinovățim pe alții, ne învinovățim pe noi. Un deget arăți către altul cu el și cu trei arăți către tine. Ești de trei ori mai vinovat. Și poți fi de trei ori mai vinovat. Cam asta s-a întâmplat aici. Țin minte că eram copil și bunicul meu spunea, o, când am fost eu în grădina Edenului, că așa palme dădeam în spate la Eva sau la Adam. Da. Până la urmă, o fost și el acolo. O fost și el acolo. Că eram toți în stră bunicul nostru, Adam. Ce s-a întâmplat aici? A venit șarpele și a ispitit pe cei doi cu trinitatea lumii, cum o numesc cercetătorii Bibliei, cu pofta firii, cu pofta ochilor și cu lăudăroșia vieții. Și le găsiți astea în discuția șarpelui cu femeia. Foarte clar. La un moment dat, spune versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, asta e pofta ochilor, era plăcut de privit tot acolo, era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, asta era deja lăudăroșia vieții, a luat deci din el, din rodul lui și a mâncat, asta e pofta firii. Și pe bază la astea trei pofte care erau în om și care sunt în noi, ei au transformat acea grădină frumoasă, acel rai deosebit, l-au transformat într-o grădină a morții. Și pământul nostru a ajuns o pustie. Și noi acum suntem într-o pustie morală. Într-o pustie morală. Dacă mai vedem câte o biserică, cum este cea din Petroșani, cum este cea din Cluj,
cum este cea din Tur, dar din alte părți, că mergem și vedem, ne bucurăm că Dumnezeu își mai păstrează în mijlocul pustiei câte o oasă și ne înviorăm, fraților. Pentru că spune Scriptura că nu numai noi ne înviorăm. În Isaia 53, ultimul verset spune că El va vedea rodul sufletului Lui și se va înviora. Hristos din cer se uită în biserică și atunci când frații și surorile se bucură în Duhul Sfânt, se înviorează în cer, la dreapta Tatălui. Și se uită la Tatăl și zice, știi ceva? Așa-ți de bucuros că am mers pe cruce și am suferit, uite-l pe cutare cum se bucură. Am meritat să mă duc pe cruce pentru bucuria Lui, pentru inima Lui curată, pentru ceea ce i-a dăruit în mâinile Lui Dumnezeu. Slăvit să fii Tu, Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul, frate! Și ne apropiem, spuneam, pentru că mai există o grădină și grădina asta e grădina învierii. Și acolo ne-am reprimit tot ceea ce ne-a furat satana, ne-a luat diavolul într-o zi. Dar este un mecanism, spuneam, și mecanismul ăsta e foarte important ca să-l înțelegem. L-am numit tehnica refugiului. Tehnica refugiului. În prima parte v-am prezentat cele trei raiuri, cele două grădini, adică raiul pământesc, raiul psihologic, raiul spiritual și v-am prezentat grădina morții și grădina învierii. În Ioan, în capitolul 20, Hristos se prezintă Mariei, îi vorbește, sunt niște lucruri extraordinare. Dar trebuie să înțelegem puțin tehnica aceasta a refugiului, pentru că ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Ne privează de rai, ne-a furat tehnica asta noastră, ne-a furat primul rai și acum mai sunt cele două raiuri, cel interior și anume cel psihologic despre care am citit din Matei și din Luca și mai există raiul spiritual, cel din cer, despre care scrie în Apocalipsa. Ori noi, dacă apelăm la tehnica aceasta a refugiului, să știți că vine diavolul și ne fură ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. Și de multe ori vine un model exact ca și în grădina aceasta a Edenului care a transformat-o în grădină a morții. Și haideți să mergem puțin așa pe niște coordonate, refugii. Le putem numi și o putem numi grădina morții, grădina refugiului. Și grădina învierii, grădina răscumpărării. Că e tot acolo. Primul refugiu pe care l-au adoptat oamenii în fața lui Dumnezeu. Știți care a fost? Vă citesc versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Și atenție! Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Au cusut. Primul refugiu l-am numit refugiul în spatele frunzelor. Refugiul frunzelor. Și de multe ori refugiul acesta în spatele frunzelor de smochin se poate numi tehnologie. Îl aplicăm la viața noastră. Gândiți-vă că pentru prima oară în istorie omul s-a văzut pus într-o situație penibilă. Până atunci era îmbrăcat, spune Cartea Psalmilor, în slava lui Dumnezeu. Și nu vedea că este gol. Era o lumină peste el, așa de mare, era o lumină peste Eva, așa de frumoasă, așa de diafană, încât ei nu vedeau rușinea, goliciunea pielii de sub slava asta. Era slava lui Dumnezeu peste ei, spune psalmistul. L-ai îmbrăcat, Doamne, cu slavă și cinste, toate le-ai pus la dispoziția lui. Asta s-a întâmplat, e portretul lui Adam, portretul Evei. În momentul când a coborât șarpele și a început să discute cu ei, în momentul când ei au acceptat oferta șarpelui, în momentul acela, slava lui Dumnezeu a plecat de la ei. Dar de ce? Pentru că în momentul când tu stai și vorbești cu șarpele, Dumnezeu nu mai este acolo. Ori de
discuți cu Dumnezeu în grădina inimii tale, ori discuți cu șarpele în grădina inimii tale, nu există o împăcare între cei doi. Nu se poate să fie așa ceva. A venit șarpele și le-a vorbit. În momentul acela, slava lui Dumnezeu a plecat. Când ei au acceptat păcatul, au gustat din pom, din rodul pomului, li se deschid ochii și se uită unul la altul. Vai de mine! Vai rău arăți! Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, dar trebuie să facem ceva. Ce facem? Rapid. Ce vezi în preajmă? Păi văd niște frunze, sunt destul de lache, da, că-s dezmochin. Nu-i nimic. Hai repede să facem aici, uite, dintr-un bețigaș. Facem un fel de ac rudimentar. Și punem un fel de ață, luăm un fir de iarbă uscat și uite așa, rapid. Și coasem și facem niște șorțuri, uite acum, parcă îți stă mai bine. Și mie parcă îmi stă mai bine. Vedeți, fraților și surori, iubiți prieteni, primul refugiu pe care l-a adus diavolul în calea oamenilor este refugiul frunzelor. Și în calea noastră, dați-mi voie să vă spun, refugiul în tehnologie și un refugiu periculos. Atunci când fugi de Dumnezeu și te ascunzi în tehnologie, ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. În Geneza, în capitolul 4, de la versetul 17 în jos, se vorbește despre urmașii lui Cain. Unul dintre ei a fost cel care a pus bazele tehnologiei. Versetul 22. Țila a născut pe Tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Vedeți de unde vine tehnologia. Și noi, de multe ori, ne lăudăm cu tehnologia. Ne lăudăm. Era un tânăr undeva în Moldova, părinții lui au spus să se pocăiască, el a zis că nu-l interesează pocăința. Părinții lui au zis, măi copile, uite, ne-am rugat Domnului și Duhul Sfânt a vorbit și ne-a spus ceva despre tine. Ce? Mi-a spus Duhul Sfânt că dacă nu te pocăiești, o să ajungi nici haine pe tine să ai. Așa de sărac o să ai. O să vii la noi să-ți dăm haine. Dă-i pace, mamă, dă-i pace. Eu mă duc și muncesc. Forța mea, mintea mea, da, s-a dus. Și merge tânărul nostru în străinătate, stă câțiva ani, las că le demonstrez eu la pocăiți, demonstrez eu la mama, de-l vroia să demonstreze lui Dumnezeu. Vroia să vină cu un refugiu, cu refugiul ăsta din spatele frunzelor, cu asta vroia, cu refugiul în spatele tehnologiei. Și lucrează și își face bani, că atunci după Revoluție se puteau face mulți bani în străinătate. Își ia banii lui și pune într-o geantă așa voluminoasă, își pune geanta în spate pe banchetă, la mașină, mașină nouă, frumoasă. Deci mă duc acasă să le demonstrez la părinți că nu e așa cum mi-au spus ei. Le arăt ce am în spate, le arăt mașina asta. Și o să vadă. Și când ajunge în centru, mi se pare că l-a rădăuț. Mi-au povestit frații de acolo, se întâmplă ceva, mașina lui ia foc și el abia de-o reușit să iasă pe un geam. Și eu arz bani în mașină și eu arz mașina acolo. Și s-a dus acasă la mama, mamă, te rog, dă-mi niște haine să mă îmbrac. Exact la ceea ce Duhul Sfânt i-a vorbit a ajuns. Fraților și surori, iubiți prieteni, tehnologia asta, știți cum e? Ca și cuțitul care ți l-a pus Domnul în bucătărie să tai pâine. Te folosești de el, dar nu se folosește el de tine. Să știți lucrul ăsta. Asta e tehnologia. Tehnologia asta poate fi ca un indicator care îți arată drumul spre București. Dar tu nu te cațeri pe indicator. Tu te duci spre București. Te duci spre scopul acela bun pe care îl ai prin tehnologie. Dar nu trebuie ea să vină și să ne controleze. Au venit în zona noastră niște copii în vizită pe la mama lor, o femeie bătrână, dar o femeie care vorbea cu Dumnezeu. Și au zis, mamă, ce știi dumneata? Hai să-ți arătăm aparatele. Și au început să-i arate. Uite așa, să-mi mira bătrânica. Mamă, zice, dumneata, stai aici, în satul ăsta. Care e cea mai mare casă din sat? Cea mai mare clădire? Păi ce primăria?
Să vezi în America niște turnuri. Ce mari sunt turnurile de la New York. Zgârie nori, mamă, de până în nori. De și până în nori. Așa de mari. După ce s-au rugat, sora noastră spune, știți ceva? Mi-arătă Domnul, că nici nu știe vorbi așa bine românește, vorbește mai țărănește așa. Mi-arătă Domnul, zice, că turnurile alea se prăbușesc. Și nu au trecut decât câteva zile, fraților și surori, iubiți prieteni, și s-a auzit de atentatul, avioanele cu bombele și turnurile s-au prăbușit. Pentru că Dumnezeu, când s-a uitat la turnul Babel, a zis, mă cobor să văd ce fac oamenii. Și oamenii au zis, ne facem ceva cu tehnologia noastră și vrem să urcăm până în nori, până în cer. Ei vedeau cerul, credeau că cerul e undeva la câțiva kilometri. Și ziceau, până acolo urcăm. Și a venit Dumnezeu și a zis, ce vreți voi să faceți? Vă faceți un nume, vă stric tot și le-au încurcat limbile Dumnezeu. Și a trebuit să se împrăștie de acolo. Și de aceea spune înțeleptul că cine își zidește casa sau poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cam asta se întâmplă cu cei care au mândria tehnologiei. Dumnezeu zice, îmi pare rău de tehnologia ta, să știi că te lovesc. Asta este. Omul are primul refugiu. Refugiul în spatele frunzelor. Ceea ce mă bucură, știți ce este? Când citesc Biblia, văd cele două lucruri deosebite. Sunt antagonice. Primul este refugiul în spatele frunzelor și aici poate fi tehnologia sau orice altceva. Și al doilea este răscumpărarea, dar asta nu se mai face în spatele unei frunze, ci se face în văzul lumii, pe Golgota, și în loc de o frunză, vine trandafirul din Saron și moare pentru mine. Spunea cineva, interpreta versetele din Cântarea Cântărilor, de ce Hristos este asemănat în Cântarea Cântărilor cu un trandafir și cu un crin. Spunea, este crin din pricina sufletului lui pur și curat pe care vrea să ți-l dăruiască ție. Și e trandafir roșu din pricina sângelui lui care l-a vărsat pentru tine. Și la Golgota acolo a fost și trandafirul și crinul lui Dumnezeu. Și în cer la dreapta Tatălui există un trandafir și există un crin. Și ăsta e Hristos, Domnul gloriei, laudă lui. Slăvit să fie Domnul, fraților! Al doilea refugiu. Refugiul în spatele vestimentației. Și aici e destul de complicat să vorbești, mai ales la câte o soră, așa e complicat să-i spui lucrurile astea. Da, e din Biblie. Au cunoscut că erau goi, au pus la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Și vedeți, în vremea noastră, atâția oameni vin și încearcă să se ascundă în spatele unei haine. În spatele unei haine. Parcă haina îl face pe om. Poate ați auzit povestea lui Nastratin. Nastratin se duce undeva, era într-o societate de oameni, nimeni nu l-a băgat în seamă. Așa de conosite haine avea și rău, era îmbrăcat. Și merge la un prieten de-a lui, cel mai bun prieten. Zice, băi, te rog frumos, dă-mi haina ta de duminică cea mai bună, dă-mi blana cea mai frumoasă, dă-mi tot ce ai mai bun în casă, că vreau să mă duc să le dau o lecție la cei care stau acolo, mănâncă la mese și pe mine o vreau să mă pună pe ultima. Acolo vreau să mă pun. Și prietenul lui dă hainele și ăsta se îmbracă. Și apare acolo. Tatăl mirese. Să vină în față marele profesor. Mi-a inițiat fica mea. Uite ce frumos! Uite așa, să vină în față. Și l-a luat și l-a dus în față. Acum marele profesor, că el a fost profesor, a fost învățător. Marele învățător, marele profesor, să vină aici și să ne țină o cuvântare. Și se ridică omul nostru necăjit, ia o lingură de mâncare și zice, haină mâncă tu! Haină mâncă tu și le dădea la haine de mâncare. Pentru că oamenii se uită la haină, nu se uită la om. Și în vremea noastră, fraților, surorilor, iubiți, prieteni, oamenii se cam uită la haină.
Dar să știți că și Dumnezeu se uită. Și Dumnezeu se uită în inima ta și în inima mea și El vede altă haină acolo. El vede haina prefăcătoriei. El vede un refugiu, pentru că gândiți-vă, spunea cineva că mândria e ca foile la ceapă. Iei o foaie, zici, gata, am scăpat de mândrie. M-a zis că e alta acolo. Hai, cum mai ia și pasta. Iară te uiți, iară e alta. Iară, 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 iară. Și asta este mândria care am moștenit-o de la Adam și de la Eva. Și așa au avut Adam și Eva refugiile astea. Odată se refugiază, hai să lucrăm. Ne refugiem în spatele lucrurilor. O, ce fain ne stă. După aia, hai să ne refugiem în spate la șorțuri, la vestimentație. Și tot nu a fost bine. Pentru că în inima lor era golul acela. Nu-l mai simțeau pe Dumnezeu. Și încercau să se ascundă tot mai adânc în sine. Și ascunzându-se tot mai adânc în sine, au luat-o la fugă. Pentru că nu se mai regăseau pe sine. S-au pierdut pe sine. Pentru că diavolul a venit și le-a furat sufletul. Și diavolul le-a luat sufletul și sufletul lor era în desaga diavolului. Și diavolul se ducea liniștit. Dumnezeu le, hai în pace. Hai să arăți sufletul lui Adam și al lui Eva. Uite aici în desaga mea. Le-am furat sufletul. Te-am bătut, Dumnezeule. Și o trebuie să vină Hristos pe pământ, să ia chipul lui Adam, să fie cel de-al doilea Adam și să meargă și să ia diavolului sufletele oamenilor. Mare Domn avem, fraților! Și în loc de refugiu ăsta, refugiul acesta al vestimentației, al șorțurilor, în spatele șorțurilor, și în Biblie sunt multe exemple. Un împărat, capitolul 14, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta, sunt încredințat de Dumnezeu să-ți vestesc lucruri astre, și așa mai departe. Sunt multe. Dar să știți că în locul refugiului acestuia, în spatele vestimentației a șorțurilor, a venit răscumpărătorul nostru și a zis așa, voi aveți șorțuri, voi toate faptele voastre bune care le puneți pe voi sunt ca o haină mânjită, ca un șorț mânjit. Știți ceva? Veniți la mine că vă îmbrac în hainele mântuirii. Și hainele astea se numesc hainele lui Iesua, hainele lui Hristos. Îmbrăcați-vă în Hristos, spune Apostolul Pavel Romanilor la 13:14. Și nu mai purtați grijă de firea pământească. Câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! E o tehnică și asta. Și merge mai departe, pentru că spuneam că așa ca și foile alea de ceapă, tot mai adânc, mai adânc, mai adânc. Și apoi e un al treilea refugiu. Refugiul în spatele decorului. În spatele decorului. Și spune versetul 8, că au auzit glasul Domnului. Umbla prin grădină și se auzea glasul lui Dumnezeu. Și omul se uită la femeie și ia la om. Ce facem? Fugim! Unde fugim? Găsim noi un pom. Și stăm după pomul acela. Și vă dați seama, spune aici versetul 8, s-au ascuns printre pomii din grădină. Nu mai era unitate între ei. Altădată îl vedeai pe Adam și pe Eva tot împreună. Dădeau nume la flori, la animale, erau deosebiți. Acum, ăsta-i pomul meu! Ăsta-i pomul meu și ea stătea dincolo. Fiecare avea pomul lui. Dă-i pe mine, nu m-a găsit Dumnezeu. Dă-i pe mine, nu m-a găsit Dumnezeu. Și-a venit Dumnezeu și-a început să vorbească cu ei. Și-a început Dumnezeu să-i caute. Și Dumnezeu a vrut să le descopere prin întrebarea unde ești? Unde ești? Pentru că, vedeți, ebraica, spune cineva, e așa o limbă săracă în cuvinte, dar așa e bine să fie. Pentru că un om înțelept vorbește puțin, vorbește puțin, dar vorbește de la Dumnezeu. Și înțelepciunea lui Dumnezeu scrisă aici în Scriptură nu-i cu multe vorbe, fraților. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, stă în putere. Și orice cuvânt inspirat de Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Laudă Domnului! Și-a venit Dumnezeu printre pomii din grădină. Noi am tradus unde ești. Dar în originalul ebraic scrie atât. Unde? Atât! A venit Dumnezeu și a rostit o întrebare. Unde? Și omul care tremura în spatele pomului a zis aici, aici, aici. Dar ce, Dumnezeule, nu știu unde stau, nu știu unde am ajuns.
De ce mă întrebi unde? Pentru că vreau să te responsabilizez. Vreau să-ți dai seama că te-ai refugiat. Te-ai refugiat în tehnologia ta rudimentară. Te-ai refugiat în spatele vestimentației. Te-ai refugiat în spatele decorului. Și sunt atâția oameni care vin și se refugiază în spatele decorului. Vezi? Casa asta. Uite ce mare e casa asta. A mea lui. Știi, frate, câți bani am băgat eu casa asta? Zice, să vezi. Ne refugiem în spatele decorului. Vezi tu aici pădurea asta? Uite ce frumoasă e. A mea este. Are fratele Ghiț o întâmplare frumoasă cu pietrarul ăla, bătrân și sărat, care îl întâlnește pe bogatul, pe cel mai bogat om de acolo, din zonă. Bătrâne, vezi tu aici pădurea, o văd, știa cui am ea. Vezi tu aici lacurile astea, știi ale cui sunt, ale mele. Vezi tu acolo așa, și arată holde, și arată pășuni, și arată cirezi, și arată turme, și arată multe. Le vezi toate astea, sunt ale mele. Și bătrânul se uită la el cu o licărire în ochi și spune, vezi tu cerul de deasupra, tot e a meu, tot e a meu. Și noaptea aceea visează bogatul, că cel mai bogat om din sat a murit și umbla din odaie în odaie și se speria. Vai că mor, vai că mor! Și vine cineva la el și zice, stai liniștit. A murit pietrarul bătrân din sat. Ăla e cel mai bogat om în ochii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, Dumnezeu altfel se uită. Dar noi ne furișăm și ne ascundem în spatele decorului. Și dacă Dumnezeu va veni la judecată, să te ia la rost și să spună de ce nu te-ai împăcat cu fiul meu. O să zici, știi ceva, Dumnezeule? Am avut prea multe case. Am alergat de la una la alta. Am luat chiria de aici. Acolo mi-au lăsat chiria și cheltuieli. O trebuie să mă duc să le plătesc. Dincolo a venit poliția că i-a supătut. Dincolo m-am dus și am făcut cu tare. Zice Dumnezeu, îmi pare rău. Ăsta a fost un refugiu. Ți-ai umplut timpul cu gunoaie. Te-ai hrănit cu gunoaie. Iată rodul umpletelor tale. Uite unde te duci. Am citit despre Tales. Am învățat la matematică despre Tales. Gândiți-vă cât a fost omul ăsta de fermecat, pot să zic, de decor. De decor. Asta se întâmpla cu astronomii, fermecat de decor. Și am în sus se uitau. Tales s-a tot uitat în sus, la stele, cum au căzut într-o groapă. Să le vadă mai bine. Așa spune istoria. Alții fermecați de clădiri, Brunelleschi, era un frizer. Un frizer din Florența, el m-a la clădiri, se uita, îi tundea pe alții, nu știu cum îi tundea, dar se uita la clădiri. Lui îi plăcea să uite la clădiri și a devenit cel mai mare arhitect de acolo. El a proiectat Capela Sixtină și alte biserici mari și mai departe, dar oamenii au de la diavolul cursa asta. Le aruncă diavolul câte o mumială exact pe om. Se uită la el, zice, mă, ăsta-i cam place bani. Hai să arunc o mumială așa de bună și culmea că ți-o aruncă tocmai atunci când vrei să te pocăiești. Era un cântăreț de muzică ușoară, cânta prin lume. La un moment dat a zis, gata, îmi dai pletele și de azi m-am pocăit. Imediat a doua zi, l-a sunat de la București, nu știu de la holograf și nu știu de unde, că vor să-l cheme chitarist în formația lor. Și eu le-a spus, îmi pare rău, am terminat-o cu lumea. De acum înainte eu sunt cu Domnul. Fraților și surori, vedeți? Pericol, pericol, pericol. Refugiu în spatele decorului. Ce minunat că noi avem un Dumnezeu care a creat totul, a creat tot ce există. Toată natura, decorul, înțelepciunea oamenilor care creează, care proiectează, a dăruit-o Dumnezeu de sus. Și Hristos, Domnul, este marele arhitect care stătea într-o zi și se bucura jucând pe rotogonul pământului și găsindu-și plăcerea nu în pomii care i-a proiectat împreună cu Tatăl, nu în grădina Edenului, ci în omul care stătea în grădina Edenului. Aleluia! Asta e adevărata biruință. Asta e adevărata bucurie. Noi nu ne uităm aici. Biserica asta e frumoasă. Dar într-o zi, fraților și surori, pietrele vii din biserică vor merge la Domnul și asta rămâne aici.
Noi ne bucurăm aici și îl simțim pe Domnul, dar biserica adevărată este cea formată din pietre vii. Și zic, Doamne, umple-ți biserica de aici de pietre vii, Doamne. Refugiu în spatele decorului. Este un refugiu și ăsta e cam groaznic, dar trebuie să spun, refugiul în spatele celuilalt. Vine Domnul și spune unde? Și ăsta zice aici. Aici. Unde? În decor. Unde? Și se uită omul și zice, știi ceva? Nu te lua de mine, că femeia asta care tu mi-ai dat-o, asta e vinovată. Și așa e de periculos refugiul acesta, versetul 12. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Refugiul în spatele celuilalt. Socializare, socializare. Avem rețele de socializare. Intrăm pe Facebook și dă-i 700, 800, 1000 de prieteni. Poți să vorbești tu cu 1000 de prieteni? Un om care se ocupă cu partea asta, un specialist, spunea că noi nu putem să avem mai mult, nu știu, de 140 sau 150 de prieteni. Nu putem să avem mai mulți. Dar mă vezi, 1500, 2000 de prieteni. Uite ce important sunt eu. Și oamenii încearcă să se refugieze în spatele celuilalt. Vă dați seama un om care toată ziua merge și scrie de se înroșesc tastele și se refugiază în spatele altora și vine Dumnezeu și zice, de ce n-ai fost azi la biserică? Doamne, așa de fain a fost, așa de frumos am scris acolo și îmi pare rău, data viitoare mă duc, dar acum n-am putut, o trebuie să mă refugiez în spatele altora. Și a venit Dumnezeu și l-a întrebat pe Adam și a zis, Adam, unde ești? Știu unde-s, Doamne, sunt aici. Dar nu-s eu vinovatul. Vinovatul îi cea pe care tu mi-ai dat. Adică tu, cu alte cuvinte, că tu mi-ai dat. Dacă nu mi-o dădeai, eu rămâneam în rai. Și evreii au un Talmud, o zicală, și nu-i frumoasă. Nu-i frumoasă. Zic, primul om, zice, a trăit 900 și de ani, aproape 1000 de ani, că n-avea socră. Și zice, de n-avea nevastă, trăia veșnic. Nu e adevărat. Pentru că sămânța răului e noi, fraților. Noi ne lăudăm noi că suntem bărbați. Vai de noi fără neveste. Vai de noi. Spunea un frate bătrân din zona noastră, fratele Cherecheș, zice, femeia e mai tare decât omul. Și zice, vă dau o explicație din Biblie. Omul a fost creat din pământ, bărbatul. Dar femeia a fost făcută din os. Și osul, zice, mai tare decât pământul. Aceea lasă-mă pe un bărbat, văduv, să rămână el cu 10 copii. Moare mai repede decât nevastă sa. Sau rapid după ea e gata. Dar, zice, o femeie care rămâne cu ei, face săraca ce poate și până la urmă răzbește, îi crește pe toți, îi poartă la școli și o rezolvat problema. De ce? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu, așa a pus în el o rezistență deosebită. Dar revin, a venit omul și-a zis, îmi pare rău, mă refugiez în spatele nevestei. Ia-i de vină, Dumnezeule. Și știți ce mă bucură? Gândindu-mă la grădina cealaltă a răscumpărării, pentru că facem legătură în fiecare dintre cazurile astea. Dacă aici a venit primul Adam și-a zis, știi ceva, Dumnezeule, de păcatul meu îi devină ea. A venit Hristos în grădina învierii, în grădina răscumpărării și putem extinde grădina învierii pe Golgota. Și Hristos pe Golgota s-a uitat la Tatăl și a zis, Tată, eu sunt al doilea Adam. Dar știi ceva? De toată vina Evei sunt eu vinovat, Tată. Vreau să iau toate păcatele ei asupra mea. Dar cum? Că tu ești fără păcat. Și tu n-ai nici măcar un păcat. Ce se întâmplă aici? Eu am devenit păcat pentru ca ei să devină neprihănirea lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Vedeți, fraților și surori, și sunt atâtea refugii și mai este unul în spatele șarpelui. În spatele șarpelui. Sunt atâția oameni care încearcă să se refugieze astăzi. Horoscop, dar în spatele șarpelui. De-aia nu-și dau seama. Mergem la ghicitoarea cu tare, apoi aia e mai puternică. Mergem la asta.
apoi mergem acolo, apoi facem așa, apoi facem așa. Citim despre astrologie, despre tot felul de lucruri care până la urmă numai te încurcă, numai te încurcă. Și oamenii se refugiază în spatele diavolului, în spatele demonilor, demonii vin și amețesc pe oameni. Oamenii citesc și stăteam într-o zi de vorbă cu cineva și l-am întrebat cât te uiți la televizor. Oh, mult! Dar în Biblie cât citești? Nu era pocăit. Ce puțin. Nu aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească inimii tale să te pocăiești. Dacă tu timpul tău ți-l dai demonilor, în spatele lucrurilor din zilele noastre sunt demoni care stau ascunși. Ei stau ascunși în umbră și zic, Doamne, ai milă de noi! Vedeți, omul s-a refugiat în spatele șarpelui. Femeia, când a fost întrebată ce ai făcut, a zis, șarpele-i devină Dumnezeule. Și culmea, culmea, că microbul ăsta a intrat în noi, și ăsta e microbul mândriei, că atunci când tu te vezi mai sus și ălalalt e vinovat, ăsta e mândrie 100%, foi de ceapă. Asta s-a întâmplat cu ei și au început să le curgă lacrimi, că asta se întâmplă când ai ceapă. Descojești ceapă. Și vă dați seama, mi-a povestit odată un frate, zice, am venit din misiune, pereții mei erau fircăliți și m-am dus la copii, aveam 3 copii. M-am uitat la ei și am zis către cel mare, cine o făcut-o? Zice, nu eu, ăsta. Și-o dat vina pe mijlociu. Ăla mijlociu zice, nu eu, ăsta. Și-o dat vina pe cel mic. Ăla mic zice, nici măcar nu putea să țină un fix în mână. Și s-a uitat tata la el, s-a gândit, abia știa vorbi copilul, s-a gândit că poate ăsta e mai sincer și a zis, te rog, spune-mi cine a fircălit pereții. S-a uitat la el nevinovat, zice, tu, tu. De unde a avut copilul ăsta microbul ăla în el? Eram copil și m-am dus la școală și am văzut că altul are un creion mai fain, mai colorat decât al meu. A mea era simplu, într-o singură culoare. A lor avea tot felul de modele, așa. M-am gândit, ei, dacă s-ar duce de aici să-l iau. Dar cine m-a învățat pe mine să mă duc să fur creioane? Cine m-a învățat pe mine când am crescut mai mare să mă duc să fac alte prostii și alte rele? Îi rău ăsta care este noi. Și noi încercăm să ne ascundem. Mă ascund în tehnologie, mă refugiez în spatele veșmintelor, mă refugiez în spatele altora, mă refugiez în spatele diavolului, dacă e posibil, mă refugiez în spatele lui Dumnezeu. Că zis omul, tu ești de vină. Și sunt oameni care vin și spun așa, dacă mă botez și completez numele meu în registru, îți mântui laudă Domnului. Avram, Isaac și Iacov, mâncare câtă lumea și mă duc acolo la bucurie. Și vine și stă aici. Și nu-i atins de Duhul Sfânt, degetul lui Dumnezeu nu a intrat în viața lui, nu i-a spus Dumnezeu, tu ești vinovat pentru că avea urechile înfundate, ochii lui erau orbiți și omul ăsta stă aici și zice, lasă, într-o zi o să mor, ăștia mă îngropă și mă duc la Dumnezeu. Și el trăiește cea mai mare dramă a vieții lui. Este drama refugiului, drama refugiului, drama refugiului. O dramă cumplită. Și de aceea Dumnezeu vrea să ne tragă un semnal de alarmă. Putem să scăpăm de drama asta din viața noastră prin mărturisire sinceră înaintea lui Dumnezeu. Aduceți cu voi cuvinte de căință, spune Osea 14, și spuneți lui Dumnezeu, am păcătuit, am greșit, îți vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre, Dumnezeule! Doamne, ai milă de biserica de aici! Amin.